Vă prezint tratamentele pe care eu le folosesc. Fluvalidez, voi pune la Fluvalidez la majoritatea și care nu va ajunge, voi pune Apidez și vom vedea rezultatele mai târziu. Sperăm că vor muri. Facem puțină curățenie aici. Aici avem turta Dulgofrumt, super proteică. A mai rămas foarte puțin. Și să vedem care este situația. Avem după diafragmă. A, nu. Deci, prieteni, să vedem care este situația. Prima ramă. Deci eu am discăpăcit-o câteva zile în urmă. Deci, prieteni, i-am discăpăcit-o. Vedem că zona aceasta are mâncare. Foarte bine. Deci, la fel, da. Au luat mâncarea. Deci, mergem la a doua ramă. Deci, prieteni, și a doua ramă. Vedeam foarte multă polen adunată aici și a adus mâncare. Vedem mâncare. Așa. Deci, prieteni, următoarea ramă. Sper că se vede la voi. Ce pot spune de această ramă? Puiet căpăcit peste tot. Vedem puiet larvar, ouă. Puiet larvar în stadie bună. Deci în zona aceasta, prieteni, avem larvar frumos. Așa. Prieteni, vedem și aici ouă foarte frumoase. Toată zona cu căpăcit. Vedem și aici puiet frumos. Toată zona aceasta este puiet. Avem ouă. Deci mai este o ramă, dar este puțină ramă. Nu vrem să fluvalidez. Deci și așa sunt plăcuțele. Avem așa țintă mică. Ținem așa frumos. Deci așa, prieteni, și punem albinuțelor, punem încet, prieteni, de fiecare dată când punem tratament, foarte încet, ca regina să nu fie atinsă, să nu fie deranjată sau, în cel mai rău caz, omorâtă. Deci, prieteni, punem înapoi ce a avut albinele. Am discăpăcit-o și vedem că albinele au luat mâncarea aproape de tot, pentru că vreau să scăp de această rană, dar mâncarea este valoroasă acum, este importantă. Deci vă prezint încă o familie pe 1, 2, 3, 4 rame. Da, deci pot să vă arăt, prieteni. Avem albină și după și lângă diafragmă. Deci am încercat să strâng cât mai bine. Deci așa. Prima ramă, prieteni. Deci, prieteni, vedem prima ramă, avem polen și mierii până jos. Adusă după de la rama de după diafragmă. Deci la următoarea. Așa, prieteni, uitați ce frumos. Avem
puiet căpăcit, avem larvar avansat, avem ouă, dar cel mai mult este puiet avansat. Nu știu dacă se vede. Deci, foarte frumoasă ramă, prieteni. Și la fel, partea cealaltă. Eu zic că este bine. Așa. Deci mai mergem la o ramă, prieteni. Mergem mai sus puțin. Larvar avansat toată zona aceasta. Avem căpăcit. Și partea aceasta, prieteni, foarte bine. Avem puiet frumos și larvar avansat. Repetăm, prieteni, același lucru, apucăm de margine, punem o țintă, cam așa, și o pun în mijlocul, încet, foarte încet, să nu fie regina acolo, prieteni. Deci, foarte bine, punem la fel mâncarea pe care le-a mai rămas. Vedem că o consumă foarte bine. Așa. Aici lăsăm tratament aici. Și mergem mai departe. Deci, prieteni, am să ridic în sus ca voi să puteți vedea rămele pe care le scot. Pe aici vedem că Albina are mierii, de aici, din zona de sus a luat-o. Așa, deci prieteni, un lucru foarte frumos care îmi place, ia uitați aici. Acea ramă prima am pus-o pentru că avea acest puiet frumos. Vedem ce puiet aici frumos, prieteni, și asta mă bucură foarte mult. Uitați-vă și partea aceasta. I-am schimbat, am pus prima ramă aceea pentru că avea puiet frumos aici și n-am vrut să fie la diafragmă puietul. Deci toată zona este ouă, prieteni, și aici căpăcit avem. Așa, mergem mai departe. Deci, ouă peste tot, practic. Aici avem larvar avansat. Eu cred că se vede, sper. Și avem toată zona ou. La fel și partea aceasta. Regina lucrează foarte bine. O văd albine cu polen. Ouă peste tot. Larvar în toate stadiile. Aici. La fel avem puiet, avem larvar în toate stadiile, în toată zona aceasta avem ou pe sus, avem și în partea aceasta, între prieteni, vedeți singur cât de frumos stau lucrurile. Și deja, eu cred că ultima ramă. Vedem foarte mult albine cu polen, mieri. Da, deci vedem polen, foarte mult albine cu pe picioare polen. Deci îmi place foarte mult această familie. Spunem, prieteni, și tratamentul. Așa, punem turta înapoi. Super proteică de la Dulgo Fruct. Și
Și vedem că o mănâncă foarte bine. Deci cam așa, prieteni, tratamentul am pus pe mijloc, eu pun doar câte o plăcuță. Am văzut care este situația, mi-mi place foarte mult că avem puiet în toate stadiile, ouă, puiet tânăr, avansat și avem căpăcit. Cred că în câteva zile va ieși, mă bucur pentru acest lucru, sper că v-a plăcut, apreciați printr-un like, distribuiți mai departe și aș aprecia foarte mult să vă abonați la canal. Eu voi continua să pun tratament și cu voi a fost Vanoc Manole, sănătate, prieteni, pa, pa!